Noul virus detectat în China, numit Langia, arată cât de ușor pot trece virusurile de la animale la oameni, avertizează oamenii de știință. Este doar vârful icebergului pentru agenții patogeni, spun ei, susținând că este nevoie ca acest nou virus, chiar dacă nu va provoca o următoare pandemie, să fie supravegheat cu mai multă atenție. Conform Digi24, peste 30 de persoane din China s-au infectat cu un virus recent identificat, precum SARS-CoV-2, virusul care provoacă sindromul COVID-19. Noul virus, numit Langia, a fost cel mai probabil transmis la oameni de la animale, potrivit oamenilor de știință. Virusul a fost prima dată detectat în provinciile nord-estice la finalul anului 2018, dar a fost identificat oficial abia săptămâna trecută de oamenii de știință. Cercetătorii au descoperit Langia în mai mult de un sfert dintre cei 262 de chițcani testați. Langia a fost depistat și la 2% dintre capre și 5% din câinii testați. Când infectează un om, virusul Langia provoacă simptome precum febră, oboseală, tuse, pierderea apetitului și dureri musculare. Toți pacienții tratați au avut febră, iar unii dintre ei au părut să sufere de afecțiuni ale ficatului și rinichilor și au dezvoltat anomalii ale celulelor sanguine. Nu se știe încă dacă virusul poate fi transmis de la un om la altul. Majoritatea cazurilor de până acum s-au înregistrate în rândul fermierilor și al unor muncitori de la o fabrică. Subestimăm enorm numărul acestor cazuri în lume, dar acesta este doar vârful icebergului, a atras atenția virusologul Leo Pun. Pentru a reduce riscul ca un virus să ducă la o criză sanitară, este absolut necesar să fie supravegheat atent, transparent, iar la nivel internațional să existe o colaborare, a spus expertul în boli infecțioase. Oamenii de știință spun că este nevoie de mai multe informații pentru a cunoaște pe deplin virusul Langia, pentru a se putea răspunde la întrebări de cât de rapid este și de cât se poate răspândi, implicit cât de periculos este pentru sănătatea oamenilor. Riscul de infecție este destul de larg răspândit, a spus virologul Malik Pais de la Universitatea din Hong Kong. El a atras atenția că ultimele descoperiri au sugerat că un număr mare de infecții nedetectate se răspândesc de la animalele sălbatice la oameni și că este nevoie de o privire de ansamblu. Acest lucru este important, astfel încât să nu fim luați pe nepregătite de următoarea pandemie, atunci când nu dacă va veni, a spus el, relatează Digi24.ro.